Hai să-l vorbesc și bine am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem un tutorial cu cei mai buni brawler și ce ar trebui să jucați la noul challenge care este deja apărut, cred că de vreo 2 ore dacă nu mă înșel. O să primiți niște bănuți, bling-uri, powerpoints-uri și niște profile icon-uri și pe lângă cred că e prima dată ce dau chroma credite la un challenge. Deci este unul destul de bun ca și reward-uri după părerea mea, așa că înainte să trecem mai departe, apăsați butonul de like să faceți cât mai multe și desigur să vă abonați dacă vreți să mă susțineți în continuare. Astea fiind spuse, hai să trecem la video. Prima hartă este Gemfort, deci maximul de win-uri pe care puteți să-l faceți este de 10, așa că prima hartă este Gem Grab Gemfort. O hartă destul de veche și cunoscută cred că de mai toată lumea, așa că compul meu pe care vi-l recomand eu. Acum sunt mai mulți brawler pe care puteți să-i folosiți, dar ce vă recomand eu ca și mid sunt Max sau Jin. Aceștia doi ar fi cam cel mai bun mid, desigur mai merge și Lola și alți brawler tot așa de mid, Jesse și a mai departe, dar cei mai buni aș zice eu că sunt Max și cu Jin, nu știu, părerea mea. Pentru că Jinul este foarte, foarte bun, doar că având în vedere de mai mulți tanci, este mai aiurea de juca câteodată. Asemenea, Maxul este foarte versatil, te poți juca cu el efectiv în orice, chiar și dacă este un Jin în echipa adversă, un Thrower, de exemplu, și Sprout se mai juca aici. Iar pe lane-uri vă recomand Otis, Janet, Spike, efectiv toți brawlerii ăștia sunt foarte, foarte buni, Surge, Gale, deci sunt o tonă de brawler pe care puteți să-i luați pe mid, pe lane, asta n-ar fi o problemă lane-ul. Dar dacă mă întrebați pe mine ce aș lua eu, ca și comp ar fi Max, Janet și cu Otis. Otis un caz de tank, Janet este foarte, foarte bună în absolut orice și cam nu prea are counter, sincer să fiu. Dar dacă nu vă simțiți gen în stare să jucați, nu știu, Otis sau Janet, puteți să luați Spike-ul foarte, foarte lejer, curveball-ul și, nu știu, cam aia e. Dai cu curveball-ul, nimerești cam orice cu el. Deci sunt variante, deci ca și lane sunt variante foarte, foarte multe, dar cam acestea ar fi cele mai bune. Cea de-a doua hartă este Bounty Snake Prairie. Acum, cred că toată lumea știe ce să ia aici, nu trebuie să vă lipsească Bo și Tara. Al treilea brawler poate să fie Rosa, care este extrem, extrem de bună, dacă nu Janet sau Buzz. Pe opțiunile astea două aș merge eu, cel puțin. Pentru că bazul cu gadgetul ăla să vadă dufi și este foarte, foarte bun, își poate ține lane-ul singur. Po, cred că se știe de la sine că nu trebuie să lipsească de pe harta asta, este efectiv e harta lui. Efectiv la propriu este harta lui, n-ai cum să nu joci Bo pe această hartă. Iar ca și al treilea brawler, nu știu, efectiv Tara e excepțională. Cu totemul îți faci ultimata, bam bam, faci câte un free kill. Dar ca și al treilea brawler, ai de ales. Eu pe astea trei variante m-aș duce, Rosa, Buzz sau Janet. Astea trei aș merge eu de jucat. Mai sunt și alții care sunt chiar foarte decenți, dar cam ăștia ar fi cei mai buni. Și cu siguranță o să faceți win-urile astea foarte, foarte legere aici. Nici n-ar trebui să aveți o treabă, efectiv o treabă mică n-ar trebui să aveți. Așa că noi hai să trecem la cea de-a treia hartă. Cea de-a treia hartă este una de knockout, Cooldown Gulch-ul. Este o hartă extrem, extrem de pasivă, iar ca și comp aici ar trebui să o luați Jin, Tick și încă un brawler care credeți voi că este bun. De exemplu, puteți să luați Piper, puteți să luați Rico, dintre variante de genul, mai mult un suport sau un făcător de kill-uri. Nu știu exact ce face botul ăsta, 3 stunt to fish. Pentru că harta este extrem, extrem de pasivă și o să vedeți treaba asta. De fapt, în challenge nu prea cred că o să vă stea adversarii până apare, mă rog, până vine zona peste voi, dar ați înțeles ideea, așa că vă recomand un comp cât de cât safe, să nu luați brawleri foarte, foarte aiurea, luați până la urmă decent dacă vreți să câștigați acest challenge, pentru că nu cred că este unul extrem, extrem de greu, niciodată challenge-urile nu sunt foarte, foarte grele, dar se mai întâmplă. A patra hartă este de Hot Zone, respectiv Ring of Fire, aici nici nu este nevoie, cred că, de discuții. Lu și Meg trebuie neapărat să conțină în compul vostru și deja aveți practic win garantat. Nu știu, vă luați un Meg, un Lu și un al treilea brawler, poate să fie absolut orice. Dacă vă simțiți încrezători, puteți să luați chiar și Mortis, este o variantă foarte, foarte bună să eliminați, nu știu, brawlerii precum Piper, Bee și ce o să mai fie pe acolo.
Dar lui este excepțional, efectiv, la propriu, mult prea OP pe harta asta, este harta de lui. Când au făcut harta asta, s-au gândit la lui, efectiv. Dar dacă mă întrebați pe mine, aș alege Penny sau Rico ca și al treilea brawler. Dar mai sunt și alte variante, nu sunt singurele variante acestea. De exemplu, și Stu este foarte, foarte decent, dar nu știu, mă, Penny odată ce își face mortarul în combinație cu Meg și Lu, nu mai ai ce să faci, efectiv, nu, e absolut imposibil, după părerea mea, să mai faci ceva la compul ăsta. Desigur, numai dacă te mai bați tu cu Meg și Lu și, nu știu, vă vin trolluri sau ceva, dar nu cred că ai, efectiv, n-ai ce să le faci la oameni cu compul ăsta. Cred că și în ladder doar chestia asta se juca când eram pe Ring of Fire și mai intram așa și o să văd care-i treaba, sau avea un, câte un quest, efectiv, doar Meg, Lu pe harta asta rupeau zona asta în două, în trei, o dărâmau brawlerii aia, așa că, din nou, Meg, Lu, cu siguranță o să aveți un win streak din ăla uriaș, la propriu, iar noi, haideți să trecem la ultima hartă. Iar ultima hartă este Haste, respectiv Safe Zone. Pe harta asta, sincer, Colette, Eve vă trebuie cam neapărat. Sunt niște brawleri extrem de buni. Eve pentru că sunt periții ăștia care nu se pot sparge. Iar Eve merge aici frumos pe lane, se poate duce, poate să plutească pe apa aia, practic. Iar în mid puteți să luați Piper, B, mai mulți brawleri, sunt mai multe variante de mid. Dar cred că cel mai bun și cel mai safe v-aș recomanda să luați Piper. Dacă nu, Beat, de exemplu, merge foarte, foarte bun, foarte, foarte bine. De exemplu, și RT ar trebui să meargă excepțional. Deci sunt mai multe variante, Bell, efectiv sunt o grămadă de variante, dar pentru damage, vedeți și voi, Colette-ul este musai, pentru că ultimata aia dă foarte, foarte mult damage. Eve-ul mai mult pentru control și pentru partea asta de lane, să nu vă pușeze din cealaltă parte, practic pe acolo. Iar midul, da, să-și facă treaba de mid, să nu... mid până la urmă, cred că știți și voi despre ce este treaba la mid. Mai sunt și alte brawleri precum Rico, Carl, Daryl, poate fi foarte, foarte bun. Deci variante sunt, dar cele mai bune variante sunt acestea pe care vi le-am oferit eu. Sau cel puțin așa aș zice. Dacă nu credeți că Eve este ok, puteți să o luați efectiv și Daryl, așteptați alea 30 de secunde, vă puteți să duce peste. Beat-ul la fel este extraordinar. Cam atât cu acest videoclip, eu unul vă urez mult succes în acest challenge. De obicei challenge-urile astea sunt destul de legere, n-ar trebui să aveți chiar de mari probleme, mai ales dacă folosiți niște compuri chiar foarte ok. Vi le-am și zis cam care sunt, așa că ce pot zic, luați reward-urile alea că sunt gratis, iar noi ne revedem data viitoare, numai bine, pa, pa!